Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, care le dă dreptul la asistența medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Elveția. În acest sens, în 2015, CAS Suceava a eliberat aproape 6300 de astfel de carduri, fiind de asemenea eliberate și 1800 de formulare. Pentru decontarea acestor serviciilor medicale obținute de către asigurații români în statele membre, am decontat un număr de 953 de solicitări, suma decontată în 2015 fiind de 7.223.591,35 de lei. Au fost de asemenea eliberate un număr de 12 formulare E112 sau S2, prin care pacienții au efectuat tratament în străinătate, aceștia adresându-se unor unități sanitare din Italia sau Germania. Cristi Bleorțu a mai adăugat în cadrul unei conferințe de presă că în 2014 au fost primite doar 30 de solicitări în acest sens, așadar, anul trecut, numărul persoanelor care au ales să se trateze în străinătate, în țări membre UE, a fost considerabil mai mare. Persoanele din țările membre ale Uniunii Europene pot utiliza cardurile europene emise de statul membru, exact ca și o persoană din România care se deplasează într-o altă țară. Deci, pe baza cardului european, o persoană din comunitatea europeană poate utiliza cardul la urgențele medico-chirurgicale care pot apărea în situația deplasării respective persoane în România. Pentru a beneficia de un astfel de formular, asiguratul trebuie să urmeze o serie de pași. Persoana, pentru a beneficia de formularul E112, trebuie să prezinte un raport al medicului curant, în care este argumentat necesitatea tratării respectivului bolnav și să fie menționat faptul că respectivul serviciu medical nu poate fi acordat în timp util în nicio unitate sanitară din România și deplasarea nu îi pune în pericol viața pacientului, deplasarea în străinătate. De asemenea, trebuie să prezinte un accept al clinicii din țara membra UE, care ne menționează că este programată persoana respectivă pentru acordarea acestor servicii medicale în baza formularului S2. Titularii cardului european emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene în perioada de valabilitate a cardului beneficiază de servicii medicale în România, în aceleași condiții ca și persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din țara noastră. Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistență medicală necesară, urmând a evidenția și raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.